Bine v-am regăsit! Continuăm să vorbim despre o temă despre care obișnuim să spunem că ar putea fi salvarea națională. Despre educație. În țara lui nu se poate, nu avem, nu există, în care întotdeauna de vină sunt ceilalți. După 27 de ani de democrație absolut originală, școala românească se trezește mereu reformată și aproape întotdeauna perdantă. Profesorii sunt din ce în ce mai puțin respectați, elevii mai demotivați, noi toți un pic mai deprimați. Iată care este galeria de invitați pe care o avem în seara aceasta, una care mă onorează, spun asta a priori, și căreia mă simt fericită să-i spun bună seara și bine că a venit pe la noi să punem la cale povești despre școală. Ada Solomon, e complicat să vorbesc despre trecutul Adei, despre prezent e poate mai simplu pentru că lumea te cunoaște mai tare, dar cred că ce nu știu despre producătorul Ada Solomon, premiat pe scene importante, care conduce asociații europene, o femeie de care noi, femeile din România, suntem extrem de mândre, e că ai început ca inginer. Am început ca inginer, da, am făcut un liceu de matematică fizică. Ai fost olimpică la matematică, dacă știu bine? Am fost olimpică la matematică, am terminat șefă de promoție liceul Ion Creangă, care la vremea aia se numea Liceul Industrial 36. Sunt absolvent al Facultății de Instalații pentru Construcții din Institutul de Construcții București. Ai sună bine, e ca începutul unui film românesc contemporan. Deci o ingineră care n-a fost bine consiliată profesional în timpul școlii și care și-a greșit drumul. Nu cred că începe bine și pentru un film de anii 70 și de anii 80, da, așa e, în poate care domnul femeia Nicolae inginer, da, exact, era pe șantier, ca să facem așa. Ai prins și o bucată de șantier? Am făcut practică pe șantier, n-am profesat niciodată în meserie. Ne întoarcem la Ada, deocamdată alături de ea e unul din foștii miniștrii ai educației pe care i-a avut România în acești ultimi 27 de ani, un reputat profesor universitar. Sunteți singurul ministru pe care îl avem în galeria invitaților din această serie, pentru că nu v-am chemat aici în calitate de ministru, ci în calitate de psiholog, e bine așa? Sau de psihoterapeut? Cum sau de... pot fi de folos, depinde. Ați fost mai puțin de un an ministru al învățământului, ați avut câteva decizii la care chiar o să ne referim, unele în egală măsură admirate și controversate, depinde cine cum a pus lumina pe ele. Domnul Mircea Miclea, bună ziua! Bună ziua! De la Cluj se vede mai bine școala românească? Se vede ca și de la București. Adică? Adică se vede cu diverse nuanțe de griuri, unele mai închise, altele mai deschise, exact cum e realitatea, nu... Cred că trebuie să judecăm dihotomic numai în alb sau în negru. Sunt multe nuanțe de griuri. Prietenii mei de la arte plastice îmi spuneau că ochiul uman poate distinge 34 de griuri. Cam așa este și realitatea cu educația. Corina Puiu, următoarea prezență din studio pe care îmi face plăcere să vă anunț, este inițiatorul și animatorul unei asociații care face un lucru absolut surprinzător și cred că ați fost pionier în a face asta în România. Sunt... un om care a trecut prin provocările de a avea roluri sociale de foarte mică. Mi-am crescut frații și surorile, sunt cea mai mare dintr-o familie de 4 copii. Am copilărit și m-am născut la sat, am făcut școala la sat și am prins cumva și constrângerile și provocările din perioada comunistă, destul de puternic. Prin urmare, cred că pot să înțeleg foarte bine care sunt provocările din zona rurală, în care avem marea majoritate a intervenției noastre este din partea de rural. Și chiar în sfârșit simt că sunt aliniată cine sunt cu ceea ce fac. Și cred că mă simt... Cred că este foarte, cred că sunt foarte puțini oameni pentru care pot conformitate spune asta, să spunem că Teach for Romania ce face? Provoacă tineri profesori, în general oameni absolvenți al unei universități importante, oameni care ar putea să facă orice altceva sau să meargă pe drumuri glorioase, îi provoacă să meargă să predea timp de 2 ani undeva în comunități mai puțin favorizate, dacă vreți, fie prin locație, fie prin mixul de elevi pe care îl au. Deci îi duce, în general, la țară să predea. Încercăm să atragem în sistemul de educație ca dascăl, învățător sau profesor în primar sau gimnaziu, oameni care poate nici nu s-au gândit să predea sau să-și exercite leadership-ul din acest rol.
Și e foarte interesant că în prima noastră generație am avut o medie de vârstă cam de 24 de ani, iar acum avem peste 35, ceea ce înseamnă că am început să atragem oameni care sunt mai degrabă tineri profesioniști. Știți cum sună asta, duminică seară la televizor, leadership, adică ați spus deja un termen pe care trebuie să-l definim foarte uman. Care dintre noi la un moment dat își propune, uitându-se în oglindă, să devină lider, adică să devină, să conducă o comunitate, să conducă un pluton, cum se întâmplă la școală? Revenim cu discuția deocamdată, e bine să știm exact cu cine avem de-a face în seara asta. Andrei Costescu, ce ar trebui să spun? Sunteți gata? Că, de fapt, așa văd că vă antrenați cam de câți ani? Ați făcut o mică afacere încă de când erați elev? Tocmai dedusem bacul, nu dedusem încă admiterea la facultate și atunci am pus bazele primei companii. Care se numea? Atunci nu avea un nume neapărat, dar și nici nu avea de gând să facă foarte multe, din păcate. Sau n-a ajuns să facă foarte multe, că erau alte condiții, dar aveam pasiunea pentru aplicații mobile, lucru pe care îl fac și acum. Atunci, în 2005, eram... Astecați copiii. Adică cu cât mai multe aplicații, cu cât mai mare drama părinților care nu-și pot lua copiii din fața unui telefon. Încercăm să păstrăm o doză de responsabilitate și chiar avem acest principiu de etică la noi în companie, să alegem produse și clienți care își doresc binele și nu vor să abuzeze de puterea telefonului mobil. Pentru că e o mare responsabilitate, că este un instrument de marketing foarte aproape de noptiera ta, adică chiar pe noptiera ta, foarte aproape de pernă, așa că tu poți să intri foarte ușor în intimitatea omului. Dacă o întreb cu ce se ocupă, declară că meseria ei sunt cifrele. Născută la Târgu Jiu, într-o familie cu 4 copii și nepoată de învățători, Camelia Horla, ce a condus ani buni companii de audit financiar de anvergură. Chiar râdeau colegii mei în facultate pentru că nimeni nu putea să copieze cursurile după mine. De ce? Pentru că niciodată n-am scris cursuri. Deci totdeauna atenția mea a fost către profesor, am pus întrebări și toate cursurile mele erau din desene. Spune că cea mai grea meserie i s-a părut statistica și că beneficiul ei cel mai mare a fost cititul. Nu sunt multe femei care să fie ajuns la nivelul ei profesional, așa că se bucură de privilegiul de a fi în top. Asta înseamnă însă și răspunderea de a lua decizii legate de destinele a sute de oameni, pentru că de-a lungul vremii a fost chemată să hotărască în restructurări majore. Din totdeauna școala românească a fost mult prea teoretică și a trecut prin multe frământări în ăștia 25 de ani. Eu am fost parte la unele dintre frământări, având și copil, a trebuit să cumva să asesez, să îmi dau seama, să estimez unde ar trebui să fie direcția. Probabil datorită faptului că sistemele astea s-au tot schimbat și există tot timpul negativismul ăsta și din partea profesorilor și cred că așteptările sunt diferite și nu sunt așteptările pe care le avem de la școală. Sunt puțin în urma zilelor pe care le trăim, pentru că... Din toate aceste motive, Camelia Horla este acum unul dintre profesioniștii din lumea banilor, care știe că cea mai bună investiție rămâne educația. Nu avem practicalitatea, nu avem studiile de caz, cum aplic ceva în piața reală. Și atunci de asta pe mine m-a atras foarte, foarte tare ideea de când a venit Junior Achievement în România, de chestia, ok, asta este teoria, dar trebuie să învățăm copiii de foarte mici până la universitate, cum aplică teoria în practică. Domnul ministru, fost ministru, domnule profesor, că am spus că de fapt asta e calitatea în care ne-ar plăcea să ne vorbiți. Clar. Dați puțin timp înapoi și spuneți-ne, și cu asta închidem paranteza asta administrativă, dacă vreți, cum e să stai acolo în biroul de ministru al educației? Asta se întâmpla, deci, cam la mijlocul perioadei de democrație pe care o exersăm, acum vreo 12 ani, și să știi că ai școala românească în pixul tău. Așa e? Nu ai. Sistemul este mult prea mare ca să se schimbe dacă faci o învârtitură de pix. E adevărat că poți face mult rău cu pixul. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce e obligatoriu pentru a face o reformă de substanță este de a începe cu o analiză de substanța educației, apoi de a crea un pact național pentru educație pe care să chem mai principalii actori să-și dea acordul și apoi să faci o lege a educației care să schimbe sistemul altfel. Poți să iei măsuri și bune și rele, dar nu sunt măsuri de mare substanță până când nu ai o astfel de diagnoză și o strategie. Și asta am încercat mai degrabă după ce am plecat de la minister și nu în timpul ministeriatului. În timpul ministeriatului am simțit această nevoie și, doi, fost presat să iau o serie de decizii care erau obligatorii în acel moment pentru a schimba cât de cât sistemul. Aș sublinia însă că uneori confundăm schimbarea cu reforma. În sistemul de învățământ din România s-au făcut foarte multe schimbări, s-au făcut foarte puține reforme.
o reformă, este o schimbare care optimizează sistemul. Din păcate, la noi s-au făcut foarte multe schimbări care, în loc să-l optimizeze, dimpotrivă, l-au deteriorat. Deci avem un sistem cu multe schimbări, cu puține reforme. Din păcate, din cauza politicianismului, acest pact, asupra căruia și-au pus semnătura toți cei actorii principali, majori implicați, de la sindicate până la principale partide politice, nu a fost respectat. Dar soluția în continuare este, trebuie să cădem de acord pe un set de principii și apoi să luăm decizii operaționale de punerea lor în practică. Altfel, mereu vor apărea opinii de schimbare și atunci sistemul, în loc apar să se... săptămânal. Da. Din păcate, inflația de opinii de schimbare nu este benefică pentru sistem. O reformă în sistem își produce efectele după o perioadă mai lungă de timp, între 5 și 10 ani. De aceea trebuie perseverență în a aplica o reformă. Perseverența este mult mai importantă decât orice altceva în sistem. Gata, s-a aprins lumina, se cheamă emisiunea de acum înainte Starea Nației Luminate. Că noi vorbim despre școală, da? La noi toată lumea e educată, nimeni nu mai are nimic de învățat, suntem bine. De la tine cam cum se vede țărișoara? Nu știu, depinde cum alegi să o privești. De pildă, cred că noi românii suntem foarte duri cu noi când ne uităm așa la noi și la țara noastră. Și ne-am fi așteptat ca după 2-3 ani de la Revoluție să fie tot în regulă, să fim și educați și ok, să se șteargă 50 de ani de întuneric comunist, ignorând totuși istoria care ne spune foarte clar, și asta o spun mari specialiști, că să-ți revii dintr-o dictatură îți ia exact cât ai petrecut în dictatura aia. Ăla-i timpul mediu. Eu zic că e timpul minim. Deci noi cam în 50 de ani după Revoluție, mai avem vreo 20, ar trebui să începem să ne simțim ceva mai bine, să ne vindecăm rănile. Sigur că puteam face pași mult mai mari și eu cred că toată cheia este la educație, care e la pământ în momentul ăsta la noi. Lumina asta pe educație e pusă prin perspectiva unei generații care a sărit și ea foarte multe etape. Asta zic. Și noi venim acum și zicem, bă, dar uite, n-avem. Și acum stăm să ne dăm seama că, de fapt, ce vedem acum este efectul a 30 de ani de nebunie în domeniul educației. Ia tu un copil de când e mic și nu-l pune în acest sistem Procus, imbecil, da, cu recompensă și sancțiune. Nu-l crește așa. Dacă nu-l crește așa, el va ajunge la 10-12 ani, când deja încep să-i spui despre lucrurile astea, să privească cu totul altfel lumea. Pentru că nu putem, un om este curios, el așa se naște, curios, vrea să știe, vrea să meargă. Ai văzut vreun copil vreodată să spună, după ce se lovește de 10 ori când încearcă să meargă, asta nu prea e pentru mine, eu o să mă târăsc toată viața pentru că nu e foarte interesant, am văzut că m-am și lovit de 2-3 ori și nu mă mai interesează să merg. Nu, copiii așa se nasc, toți copiii, nu există copii care să se nască fără să vrea să știe tot, să știe cât mai mult, să exploreze, să meargă. E, noi le anulăm copiilor în acest sistem de învățământ tot ce înseamnă creativitate, tot ce înseamnă dorință de a cunoaște, tot ce înseamnă personalitate, pentru că le distrugem cu totul personalitatea cu acest sistem de învățământ. E clar că sistemul e foarte leneș, ca să nu spun că e repetent în a se autocorecta. Da, ce facem noi din afară? Adică putem noi să facem ceva? Da, putem. Ideea e că nu e doar la noi asta, că se întâmplă peste tot și asta pentru că sistemul de învățământ în lume a fost gândit pentru Revoluția Industrială. El a fost gândit la 1850. Tot sistemul de învățământ e făcut să te scoată de acolo un tip care face o muncă foarte clară, e o muncă algoritmică, eficientă, iei de acolo, pui dincolo, da? Hai să ne gândim ce ne învață școala chiar și acum și ce ne învăța școala până acum, când noi am început să ne punem problema că ar trebui să arate altfel. Ieșai din școală, știai să faci un anumit lucru, cum îl știai, învățai acolo, te duceai și... cum arată cu școala? Ce trebuie să faci tu când ieși din școală? Trebuie să interpretezi niște date, să știi să lucrezi într-o echipă, să analizezi datele respective și să vii tu cu o soluție pe care să spui tu amprenta. Să te reinventezi, creativitatea dacă e ta, creativitatea ta trece pe primul loc. Ori eu când l-am pus pe copil 12 ani plus încă 5 ani prin facultate să învețe ca un papagal totul și să aibă totul de-a gata, cum să mă aștept eu de la acel copil să fie creativ?
Am găsit niște copii aici în studio. Da. Ce făceau? Da, sunt niște copii extraordinari de la Botoșani. Uite, asta e o soluție. Și vezi cum te-am relaxat? Da. Când ai ajuns la povestea aia care da, te face să te simți bine? Da, mă enervează foarte mult treaba asta, că nu suport acest sistem cu pedeapsă-recompensă, care e peste tot în școală. Care copiii care au fost la mine au o redacție la Botoșani, Baz se numește redacția lor, unde fac un ziar local, ei cu forțele lor. Au o televiziune online, adică își filmează... Sunt știri. De la mai multe școli. Da, da, da. Și ei vin acolo de la 5-6 ani și pleacă de acolo la 18 ani. Unii nu pleacă deloc, vin în continuare și așa mai departe. Și ei prezintă știri, au emisiune de sport, au emisiune de muzică, de tot felul de lucruri și sunt extraordinari. Și le-am cumpărat eu un prompter mobil și l-am oferit astăzi în platou și abia aștept să văd un grupaj de știri la ei așa cum ar trebui să arate. Ultima întrebare e, dacă ți-amintești un profesor, să punem hashtag profesor de milioane. Poți zic doi? Poți să spui cât vrei. Da. Deci eu, odată mi-l aduc aminte pe profesorul Vulpescu, profesorul meu de limba română, un profesor extraordinar. Elibera prima bancă și se așeza cu fundul pe bancă și cu picioarele pe scaune și începea să vorbească. Avea 3 ore legate în care nu cerea nimeni voie afară. Era o poveste totuși și l-ascultai așa. Și a doua persoană este profesora mea de teatru. Am avut o doamnă care a fost actriță și pe care o salut dacă ne urmărește, o doamnă Olga Dumitrescu de la Teatrul din Ploiești. A venit într-o zi, nu o să uit niciodată, și mi-a luat capul așa între palme și s-a uitat așa și a zis, bă, te umor. Dacă începi să fii serios, măcar un pic, cu treaba asta, tu poți să faci orice vrei, orice îți propui, poți să faci. Dar trebuie să tratezi treaba asta și inclusiv cu teatru, cu comedia, cu tot, foarte, foarte serios. A dat vii din cumva și din lumea artistică, nu doar, deși un producător de film cred că trebuie să știe, trebuie să fie foarte pragmatic și trebuie să ia decizii chiar și în urma unor olimpiade de matematică prin care ai trecut tu în anii de școală. Cum ți se pare? Adică ai un copil încă la școală? Cum ți se pare că funcționează școala în momentul ăsta? Am doi copii încă la școală, unul cel mare, să spunem, că a depășit faza liceului, celălalt e la universitate. Sunt la rândul meu încă student cumva, sunt doctorand al Institutului de Artă, Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Și toate lucrurile astea sigur că mă influențează și sigur că mă interesează și eu cred că nu se poate fără educație și că cultura nu se poate fără educație și educația nu se poate fără cultură. Adică sunt două domenii atât de apropiate. Meseria mea, de exemplu, este imposibil de făcut fără o... Și asta nu o spun așa cu aroganță, o spun pragmatic, fără o arie de cunoaștere în foarte multe domenii. Pentru că trebuie să știi și istorie, pentru că trebuie să știi și geografie, trebuie să știi și aritmetică bine, trebuie să știi să pui în balanță, trebuie să fii și un bun psiholog. Și toate lucrurile astea, de fapt, țin de formarea ta. Și toată povestea asta e cu du-te vino. Ce încerc să fac ca producător, contribuția mea asta, pasul mic, e să produc, să livrăm produse culturale care să contribuie la educație. Mi se pare că în momentul ăsta, în România cel puțin, vizualul, tot ce înseamnă această bogăție enormă existentă astăzi, e prea puțin folosit în sistemul de învățământ și el poate fi adaptat la oricare dintre obiectele de studiu și poate genera dezbateri și poate crește foarte frumos și provoacă mult mai mult decât orice discurs. Elevii. Sigur că avem la rândul nostru o seamă întreagă de programe alternative de educație cinematografică și de educație civică prin cinema. Tot mai mulți profesori doresc să participe la aceste cursuri alternative, adică să fie parte împreună cu elevii lor și să deschidă câmpul, pentru că cred că asta e cel mai important, de fapt. Cum, până la urmă, nu cred că curicula e cel mai important lucru, ci cum abordăm educația, procesul de învățare, cum ne apropiem de cunoaștere.
felul în care alegem să facem asta, care nu mai e deloc la fel cu, cu felul în care a făcut, au făcut-o generațiile din care fac eu parte, părinții noștri cu atât mai puțin. Lucrurile s-au schimbat foarte tare și în felul în care ne relaționăm cu lumea și atunci și în felul în care descoperim lumea. Lucrurile s-au schimbat foarte tare. A trimite niște oameni tineri care nu au niciun fel de, nu știu cum să spun, de greutate atârnată de picior, a unei experiențe nefericite într-o școală, a unei experiențe ca dascăl care să nu-i mai motiveze, să-i trimit să încerce să fie profesori în comunități unde e nevoie de energie, de entuziasm, ăsta e un lucru care ar trebui să funcționeze. Da, așa credem și noi, că este un model care poate fi... care poate fi dezvoltat în orice școală din România. Practic, ceea ce facem noi este că atragem acești tineri, nici măcar nu-i trimitem, deci este foarte interesant că ei își doresc să facă asta, deci felul în care îi recrutăm... Și ei sunt primiți în comunitățile școlare? Adică școlile sunt aprobă lucrul ăsta? Pentru că avem un parteneriat cu Ministerul Educației. Așa cum spuneam, noi suntem parte din sistemul de educație și cumva încercăm să abordăm un pic diferit felul în care ne uităm la copii și la nevoile lor și încercăm să avem rezultate diferite. Deci cumva... este un fel de pilotare a unui model. Ce înseamnă rezultate diferite? Adică la ce vă referiți când spuneți asta? Când spun rezultate diferite, mă refer la faptul că copiii ajung să fie fericiți, să vină la școală, plâng atunci când se întâmplă vacanța sau când apare o astfel de decizie de se închid școlile. Deci copiii sunt foarte nefericiți în momentul în care află că ei nu mai vin la școală. Acum câteva luni mi-a scris unul din copiii Teach for Romania pe chatul de la Facebook și mi-a zis, nu știu dacă mai țineți minte, eu sunt din Chiselet, din județul Giurgiu, am lucrat cu doamna Ramona fiind unul dintre profesorii Teach for Romania. Ea a fost profesoară acolo timp de 3 ani de zile de istorie și a devenit și diriginta lor. Deci în ultimul an, în clasa 8-a, a fost diriginta acestor copii. Acești profesori locuiesc acolo în comunități? Da, Ramona s-a mutat acolo și mi-a spus, nu știu dacă vă mai amintiți de mine, m-ați întrebat acum 3 ani ce vreau să devin și eu v-am răspuns atunci, dar atunci nu visam atât de important și acum visele mele s-au schimbat și nu numai că îmi doresc altceva pentru mine, dar aș vrea să vă spun că am și reușit să intru la un liceu din București și că îmi doresc să devin medic neurochirurg. Iar pentru mine a fost wow! Deci copilul, sau anumiți copii care nu au perspectivă mai înaltă decât de a deveni bucătari în satul respectiv sau mecanic, pur și simplu schimbă complet visele, felul în care visează și capătă o încredere în sine că își văd potențialul și își dau seama că pot și că oricine poate, indiferent de mediul socioeconomic din care provii. Nu știu pe Ramona, dar mi-ar fi plăcut mult să o cunosc și cred că o văd și pe Ada Solomon la fel de încântată, dar vă prezint o altă profesoară care cred că a făcut la fel de multă lumină în jurul ei cum s-a întâmplat și din povestea dumneavoastră. Într-o zi de februarie în care școlile din București și în multe alte locuri din România erau închise, un liceu din Iași își primea copiii încă din zori. Mulți dintre ei sunt navetiști și ajung la școală după câte un drum în care schimbă microbuzele cu un tramvai sau merg pe jos câțiva kilometri. Pe holuri se salută cu sărumâna și în clase telefoanele mobile stau în timpul orelor pe pervaz. Colegiul tehnic Vasile Adamachi pregătește copiii pentru meserii concrete. Unii vor să facă agricultură pe terenurile părinților, alții învață despre ecologie. Câteva clase pregătesc patiseri sau bucătari. Boala comună, care înseamnă lipsa fondurilor, îi împiedică să facă unele minime investiții. Asta le-ar asigura o bază tehnică mai bună și, de ce nu, diversificarea specialităților cerute de elevi. Deocamdată s-a amenajat o cultură de cătină ecologică, dar tractorul pe care se iau lecții de condus poate fi trimis la muzeu. Deocamdată, un tractor mai performant este doar în stadiul de planuri. Vin odată cu femeia de servicii aproape, din primii mei ani de activitate, adică de acum vreo 20 de ani. De ce? Pentru că fac pregătiri cu elevi de clasa 12-a și cu copiii mai mici pentru a-și stabili noțiunile și calculele. Cu
Copiii noștri sunt niște copii deosebiți și ne oferă întotdeauna satisfacția lucrului bine făcut. Poate nu sunt cei mai buni olimpici, dar sunt iubitori, apropiați, copii cu care putem da zăpada la o parte, copii cu care putem merge în grădină să plivim, să culegem cătina, să tăiem pomii și așa mai departe. Cred că fac parte din cultura acestei școli. Absolvent de top poate fi șeful de promoție, dar să știți că uneori absolvenții de top pot fi și cel care n-a lipsit o oră din toată școala. Mulți muncesc foarte mult, să știți că chiar învață, dar în același timp muncesc pentru că doresc să-și depășească condiția și mediul de proveniență. Și atunci ei sunt foarte motivați. Avem copii care au intrat la medicină cu bursă. Ăștia sunt absolvenții noștri de top. Sunt elevii care au nevoie poate de mai multă afecțiune, dar până la urmă a fi profesor înseamnă în primul rând a iubi copiii. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Image de l'appartement, un balcon. Oui. Attendez. Am învățat despre epurarea apei, cât de important este apa pentru noi. Am învățat să avem mai multă încredere în apa de la robinet. Dar și apa din fântâni este foarte bună, ea are multe microorganisme pe care noi îl vedem. Supra X1 minus X2 egal cu. Este o profesoară foarte bună, este prietena noastră, mai este ca mama noastră. Ne face să înțelegem altfel, mi se pare mai special. Bine, curaj. Fă Cosmin frumos graficul. Zâmbiți, nu fiți așa de concentrați. Ok, e dur matematica, dar... Din perspectiva noastră a profesorilor al liceului tehnologice, considerăm că curicula este mult prea încărcată la anumite discipline. Poate ar trebui clasele să fie puțin mai mici ca număr de elevi, că lucrezi mult mai bine dacă ai 10-15 elevi decât dacă ai 30 de elevi. Matematica este un obiect foarte dificil. Copiii vin aici cu gândul să nu facă matematică. Și când ajung aici, își dau seama că bac la mate, aoleu, bac la mate. Și atunci trebuie să-i ajutăm să ia bacul la mate. De obicei eu fac dimineața, fiindcă matematica dimineața este deosebită. Copiii sunt cu mintea limpede, mă trezesc la 5:30. E un program normal. Dacă stau să mă gândesc la copiii care fac naveta și trezesc la 5 sau 4:30, e ok. E o satisfacție a mea, e o plăcere. Halal, plăcere. De 20 de ani să vii la ora 7 la școală, că poate vin niște copii, nu contează că sunt elevii tăi de la clasă, toți copiii din școală erau bine primiți acolo la doamna Doina Grădinaru, să înveți un pic de matematică pentru bacalaureat. Asta e lumina pe care nu o punem de obicei pe educația din România. Educația nu, cum zice englezul, educația nu trebuie să fie just in case. Educația trebuie să fie just in time. Adică nu e cultură generală doar să câștigi la știi și câștigi sau trebuie să fie informația potrivită la momentul potrivit. Ce îmi pare mie rău este exact asta, partea de transmitere, de viziune, să-ți dai seama la ce îți va folosi ție o bucată de informație mai departe. Mulțumesc frumos că ai vorbit despre asta, pentru că trebuie să spunem că profesori cum sunt, doamna Doina Grădinaru, profesoara la care se referea fata pe care o auzisem, erau profesoară de protecția mediului, deci nu era doamna profesoară de matematică și multe alte nume pe care le-am auzit nominalizate, ele pot fi cu ajutorul unei aplicații care nu e dezvoltată de dumneavoastră, dar care există, o aplicație care se numește Profesor de Milioane, pot fi făcute publice. Oamenii pot fi nominalizați, acești profesori, de către elevii lor și pe niște criterii sociologice foarte clare, în funcție de numărul de nominalizări și de frecvența cu care se fac ele, se alege un câștigător. Va exista o gală la finalul acestui program de televiziune, o gală la Ateneul Român, unde acești profesori vor fi mult mai vizibili, fără cretă, dar poate un pic mai fericiți. Sau poate nu, sau în fine, mai încurcat, sigur, o să fie puțin emoționat la discursul de mulțumire. Și totul se va datora pe elevilor lor. Nici o faptă bună nu rămâne pedepsită, cum e domnul Miclea. Da. Știți ce mă gândesc? Dacă vreodată la minister își propune cineva, sunt convinsă că ați rămas în legătură cu oameni care încă lucrează și sunt acolo activi, dacă își propune cineva să adune opinii ca cele pe care, de exemplu, le avem în seara asta și să le ia în calcul când se fac aceste strategii pe termen lung de reformă. Eu cred că sunt destul de multe consultări. Eu aș vrea să subliniez însă câteva lucruri.
opiniile oamenilor sunt foarte bune. De cele mai multe ori și le trebuie luate în seamă. Dar dincolo de opinii sunt rezultate de cercetare. Din păcate, noi nu avem o fundamentare suficient de bună a educației pe date de cercetare, dincolo de părerile subiective. Părerile oamenilor pot să fie, cum a spus, cu bune intenții, dar ele sunt prizoniere unui anumit context și atunci avem nevoie de cercetări în baza cărora să finanțăm sau să în baza cărora să dezvoltăm educația. Să vă dau un exemplu. Vildă, nu este o opinie, este un dat științific faptul că dacă începi școala mai devreme cu un an de zile, atunci coeficientul tău de inteligență se dezvoltă mai rapid decât dacă începi cu un an mai târziu. În baza acestei cercetări am făcut clasa pregătitoare ca fiind clasă obligatorie și nu am lăsat-o la grădiniță, de pildă, prin strategie și prin legea educației. Dacă ai fi consultat opiniile oamenilor, în acel moment unii erau împotrivă. Mi-aduc aminte și, de pildă, Asociația Părinților. Atunci a spus, copiii noștri și așa sunt destul de stresați, dumneavoastră vrei să-i stresați cu un an mai devreme. Deși erau foarte clar date de cercetare care arătau care este câștigul elevilor. Deci nu tot timpul opiniile sunt criteriul în funcție de care trebuie să iei deciziile. Cred că principalul criteriu trebuie să fie datele de cercetare științifice. Avem date, pe baza datelor facem în primul rând schimbarea sistemului. În sistem sunt vreo 300.000 de profesori. Acești 300.000 trebuie schimbați. Sigur, e extraordinar că sunt inițiative ca cele de la Junior Achievement sau ca cei de la Teaching for Romania. Sunt extraordinare. Dar sistemul este format din cei 300.000. Ei trebuie să învețe cum anume se predea. De exemplu, cum am văzut profesoara dinainte, ei trebuie să învețe să predea nu numai un anumit conținut, ci și o anumită emoție. În mintea elevului rămâne conținutul asociat cu emoția pe care a trăit-o el când i s-a predat acest conținut. Domnul profesor, deci, așa se învață? Sau te naști dotat pentru a face meseria asta? Un profesor se poate bun, educa? Da, un profesor bun este un practician reflexiv. Asta este definiția, cred, cea mai scurtă a unui profesor bun. Faci, deci în fiecare zi predai, în fiecare zi evaluezi elevii și apoi reflectezi asupra ceea ce ai făcut. Ce a mers, ce n-a mers, ce le-a plăcut elevilor, ce i-a entuziasmat, ce i-a făcut să fie triști sau să fie plictisiți. Și făcând și reflectând asupra proprii practici, poți să devii expert în a preda. Iar cei care sunt profesori foarte buni au ajuns la această expertiză pentru că au reflectat asupra proprii practici. Și în plus, cum am spus, ei nu predau numai conținuturi, ei predau emoții. Noi, dacă ne gândim, avem în minte, ne-au rămas în minte, acei profesori care ne-au trezit emoții la orele lor. Deci este esențial să predai corect științific un anumit conținut, dar în același timp să trezești o anumită emoție. Pentru că altfel, același conținut poate fi găsit pe 10 site-uri, pe net, oriunde. Apreciez faptul că veniți cu argumente științifice pentru toate astea și vă mai întreb doar atât, după aia vreau să mai aflăm altfel de opinie sau în fine să nuanțăm altfel discuția. Cum poți, la pasul la care primești în sistem un profesor, să determini dacă el este structural pregătit să ofere emoție sau nu? Există o bază științifică de testare? Există. Dincolo de acele examene de titularizare? Ar fi existat dacă legea ar fi fost pusă în aplicare. În legea educației există o formă de pregătire a personalului didactic, se numește masterat didactic. Deci, prin urmare, tu ai terminat o licență într-un anumit domeniu, matematică, fizică, chimie, biologie, și abia după aceea te înscrii timp de 2 ani la un masterat didactic. Evaluarea ta la acel masterat didactic se face, în primul rând, prin prestația ta la clasă, pentru că e un masterat profesional. Un masterat în care tu ești pus să predai 2 ani de zile după ce tu ai terminat o anumită facultate. Nu în forma în care se predă în acest moment. Deci se decide la inspecție. Exact. La inspecția unde tu te pregătești cu un pișcot bun și cu un pahar de suc și în care te împrietenești și cu inspectorii și aici începe să apară semnul de întrebare al părinților sau a celor care încearcă să au opinie, cum spuneam, pentru că e normal să existe opinie. E firesc să ai opinie. O să vă provoc să ascultați vocile unor copii care spun ce ar schimba dacă ar putea în sistem. Nu înainte de a vă întreba chiar pe dumneavoastră ce credeți că ați fi schimbat când erați la școală? Ați adus aminte de partea asta de evaluări și de inspecții. Simt așa o ipocrizie foarte mare în ceea ce înseamnă modul în care se fac evaluările naționale, nenaționale și inspecțiile. Nu sunt naturale. Este fix cum e și în codul muncii. Încerc să fac paralela cu ce se întâmplă în viața de după școală. Cum ești în codul muncii, ești obligat să faci o evaluare anuală. Foarte rigidă, foarte formală.
Numai că evaluarea aia este, mi se pare că este inoculată undeva dinainte, poate de revoluție, de unde trebuie doar să-i spui că a greșit. Și nu poți, nu faci evaluarea cu motivul care ar fi trebuit să fie ăla de a crește. Și sunt perfect de acord cu domnul profesor că evaluările nu sunt neapărat teste pe baza căruia ți se decide viitorul. Este ok să iei 4, cât timp știi că este... ai un feedback loop și poți să înveți și poți să iei 5 sau poți să iei 6 și poți să crești. Mie mi se pare că este esențial să nu ne ascundem după deget și să ne asumăm unde suntem nu foarte buni, unde avem potențial să creștem, și noi ca profesori și ca elevi, și e foarte bine să le avem, să avem aceeași oca pentru toată lumea. Și am problema asta pentru că am observat foarte mult că și în mediul de business se întâmplă evaluarea foarte formal. Pentru că, de fapt, asta e doar o formă de nepăsare față de oameni. Și mie mi se pare că ceea ce ne trebuie nouă în jurul nostru e mai multă umanitate. Nu există termenul română de păsare, dar cred că ar fi un termen foarte bun de folosit. Deci, a dat socoteală. A dat socoteală, da. Da. Ce ați fi schimbat dacă ați fi putut atunci, ca elev? Ca elev? Cred că aș fi adus, eu sunt tot cu extracurricular, aș fi adus mai degrabă oameni care sunt în industrie, care să-mi fie arătat un pic ce e după gard. Modelele. Da. Oamenii care să te învețe concret. Tu, ca profesor, ai autoritate doar dacă ai reușit să-ți obții sau să câștigi această autoritate din partea copiilor. Ceea ce se întâmplă în cazul nostru este că prima sursă de învățare sunt copiii și nevoile lor. Copiii îți spun ce au nevoie. Atunci când le ghiorță stomacul de foame, pentru că pur și simplu uneori o parte dintre ei vin ca să primească sigur o masă, cornul acela cu laptele, cum poți să lucrezi cu ei sau să-i spui fă teme? Sau... Pentru ei sunt... Cred că ăsta este motivul pentru care încă întâlnim, nu știu, în clasa a șasea copii care nu știu să facă calcule de bază, de matematică, sau nu știu să înțeleagă, nu înțeleg un text pe care îl citesc. Da? Și e vorba de analfabetismul funcțional. Funcțional. Ada Solomon. Păi s-au spus într-adevăr, adică da, cred că mai multă libertate, mai multă empatie, astea sunt lucrurile pe care le-aș vrea eu în școală, și mai multe științe umaniste, mai multe, un accent mai puțin apăsat pe matematică. Aș vrea să spun încă o dată ceva din punct de vedere al cercetărilor pe care noi totuși trebuie să luăm în seamă. Și așa suntem aduși din când în când, odată la 3 minute, cu picioarele pe pământ? Următorul lucru. Așa. În prima fază de învățare a unui copil, el învață mai degrabă și mai repede dacă este învățat mai directiv. Adică îi se spune autoritar mai clar, iată ce trebuie să faci. Acum scrii A mare de mână. Nu B, nu C, nu ce vrei tu. A mare de mână. Pe măsură ce se dezvoltă el, autoritatea trebuie să se retragă și el trebuie să învețe mai degrabă, pornind de la nevoile lui și adică pornind de la proiecte. Vârstă? Adică asta înseamnă treptat pe măsură ce înaintează. De exemplu, de la liceu încolo se poate lucra din ce în ce mai mult project-based, pe bază de proiecte. Uitați, deci știința spune că 12 ani autoritatea trebuie să fie prezentă. Știința spune că treptat, pe măsură ce copilul dezvoltă competențe în ritmul lui, tu ca autoritate te retragi și el preia inițiativa. Dar la început tu ai inițiativa. Eu cred că depinde foarte tare de domeniu. Adică nu cred că există aceeași metodă. Cu siguranță că e variație creative, de nu cred că se poate vorbi de genul ăsta, cu siguranță că este vorba de așa domeniu. Așa și la copiii care sunt diferiți, domnule profesor. Hai să le dăm puțin cuvântul și ne întoarcem cu discuția aici. Da. Chimia, cred că unele chestii chiar trebuie să le învățăm fără niciun rost. Ar trebui să facem, dacă ar fi, toate, dar să învățăm chiar ce ne trebuie pentru viață. Ședința la ora terminului. Nu văd rost. Am observat că nu există comuniune foarte mare dintre elevi și profesori și ar fi mult mai bine să fie așa. O comuniune mult mai mare, să ne înțelegem mult mai bine. Apare această întrebare la elevi, că dacă îi mai spun domnule profesor să mai repet încă o dată, poate îmi zice de ce n-am fost atent și apare frica aceea și e mai greu după. Dacă ar exista o relație de prietenie cu măsură, ar fi mult mai bine pentru noi. Pentru mine ar fi mai ok școala fără așa de multe teme. Nu știu, acasă ar trebui să ne relaxăm mai mult decât să stăm și să scriem câteodată și 3-4 ore pe zi. Mi-ar plăcea
ca unele materii să fie structurate mai bine. Să ne concentrăm pe ce este esențial. Eu aș renunța la educația muzicală. Pe mine personal nu mă ajută, deoarece nu am voce. Și... Mi se pare mult mai important o oră de matematică sau de limba și literatură română în loc de o oră plictisitoare de desen în care doar trebuie să desenăm pe o foaie. Nu aș renunța la nicio materie din cauza faptului că ne poate ajuta în viață la orice moment. Sincer să fiu, m-aș axa mai mult la ceea ce mă pricep mai bine și aș lăsa deoparte la ceea ce nu-mi place. Eu aș renunța la cultură civică. Nici eu nu aș renunța la nicio materie, dar dacă ar fi să optez pentru o materie nouă în învățământ, aș alege una care ar introduce educația pentru viață. Eu nu aș scoate nicio materie din programa școlară, fiindcă o să am nevoie de toate în viață. Eu aș scoate orele de desen sau muzică, aș introduce mai multe ore de informatică, pentru că toți elevii ar trebui să aibă un calculator personal, din ce în ce mai bun, pentru că evoluăm foarte mult în tehnologie și școlile ar trebui să fie din ce în ce mai multe calculatoare bune și performante pentru a învăța cât mai bine. Eu aș renunța la toate detaliile de la obiecte, de exemplu la istorie, sunt prea multe detalii și nu pot să rețin atât de multe lucruri. Mi-ar trebui mai mult la matematică sau la română, unde am examen de dată. Copiii au nevoie de sport. Nu aș scoate nimic, doar la orele să se desfășoare altfel. Mai distractiv să avem să avem chef să învățăm. Să... Eu aș reduce niște informații din conținutul materiilor exacte și m-aș concentra mai mult pe psihologie și dezvoltare personală pentru că asta avem nevoie în viață. Eu aș renunța la ora de desen pentru că nu fiecare dintre noi are talent. Nu vreau să scot nimic, însă vreau să ne concentrăm pe esențial și să nu mai existe trebuie, să existe vreau și să avem posibilitatea să alegem să facem ce ne place mai mult. Să nu trebuiască să tocim, să învățăm totul mecanic, să vină de la sine. Mi se pare foarte interesant, foarte, foarte interesant. Sunt în clasa 8-a. Sunt în clasa 8-a. Nu, mi se pare șocant, pe de-o parte, să auzi atâția copii care spun out cu muzica, out cu desenul, eu n-am talent. Dar asta spune ceva despre profesor, pentru că ei vin din aceeași școală. Mi se pare interesant și că sunt câțiva care spun aș vrea să vorbim despre dezvoltare personală, aș vrea să învățăm lucruri care ne ajută în viață și la poziționarea noastră ca indivizi. În casa 8-a, ei fiind foarte mici. Nu sunt foarte mici. Nu sunt foarte mici. Nu sunt la nivelul de vârstă la care spunea domnul profesor puțin mai devreme că deciziile sunt la ei totuși. Sunt foarte responsabili copiii și atunci când pot vorbi liber, ei spun într-adevăr lucruri care sunt foarte ferme și foarte bine articulate. În același timp asta spuneam că pe de o parte unii spun că au nevoie de formare personală și de încredere în sine, de construcția personalității lor. Și altul spune, n-am nevoie de educația civică. Asta spune iarăși despre cum se predă materia de educație civică, care exact asta este, de fapt. Foarte interesant. În câte sisteme din Europa, să spunem, ca să nu mergem peste ocean sau în Japonia, există acest trunchi principal de obiecte esențiale, care după aceea, în funcție de tipul de școală, se completează ca și curricular? Asta este logica generală după care funcționează toate sistemele. După care ar trebui să funcționeze comun, toate sistemele. Da, ai un trunchi comun, pentru că, repet încă o dată, sunt date de cercetare clare care arată că pe o perioadă foarte lungă de timp, exact acest trunchi comun te ajută mai mult. Dacă iei în calcul numai ce-ți folosește acum... Asta înseamnă matematică, limba asta maternă? Înseamnă, ce dăm la examen. Asta înseamnă matematică și științe. Și științe. Dar nu numai calcul matematic, ci un anumit mod de a gândi matematic. Experimental. De a traduce în care presupune numere, interacțiune. De a traduce în ecuații realitatea. Și după aceea de a gândi cu o metodă științifică, adică de a înțelege diferența dintre, de exemplu, o ipoteză și o dovadă. Și atunci trunchiul acesta este din un anumit tip de gândire matematică și științifică și apoi din competențe date de limbi, limba maternă și limbile străine, la care se adaugă după aceea competențele socio-umane, să zicem. Ei, cu cât
elevul înaintează în vârstă și înaintează în ciclul de studii, cu atât numărul de opționale și interacțiunea lor cu oameni din afara sistemului, din business, cum spuneați dumneavoastră, sau din altă parte, din educația civică, din mediul comunitar, din artă. Șansa de a face astfel de întâlniri trebuie să crească. Adică trebuie să ai tot mai multe materii opționale. Dar acest lucru e posibil dacă reduci numărul de obligatorii la un număr rezonabil de ore și nu dacă sporești numărul de ore. Doamna Tatiana Oculescu este profesoara noastră de matematică. Noi acum avem săptămâna altfel și după ce terminăm activitățile, deja stă cu noi ca să ne pregătim pentru simulări. Ne ajută și ne explică un lucru, chiar știi 5 ori dacă nu înțelegem. Contează foarte mult să te înțelegi mai întâi bine și asta este important. Pe urmă poți să înveți mai mult de drag. Un coleg de-al meu care se numește Nuț Oprea și care a terminat teatru și la un moment dat a intrat în Ferentari și a găsit niște copii de etnie care erau praful prafului, nu știau nici școală, nici nimic. I-a luat, a făcut o trupă de teatru care se cheamă Playful, cu care umblă acum în toată țara. Ei, copiii, nu numai că au început să citească, să informeze, să vorbească corect limba română, vor da la teatru, vor și lua, pentru că sunt extrem de talentați. Andrei, tu erai dintre cei care, sunt convinsă, vroiai multe ore de informatică sau în fine ți le făceai singur chiar dacă nu le aveai la școală. Ți s-a întâmplat vreodată să spui că vrei mai puțin desen? Adică erai în această categorie? Nu. Întâmplător nu, că am avut noroc de un dascăl care m-a învățat nu să desenez, că nu știu să desenez nici acum. Știu să fac fata mea are 2 ani jumate, desenează o casă mai bine ca mine. Dar am avut un dascăl care m-a dus prin istoria artei. Și atunci am putut să apreciez, de fapt, ce au lăsat generațiile, una după alta, ce au lăsat ca evoluție și pot să apreciez mult mai frumos o arhitectură, o pânză. Nu că aș înțelege foarte multe așa acum, dar măcar pot să-mi dau seama de niște diferențe. Măcar pot să le plasez în timp sau pot să înțeleg de ce e special. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că partea asta umanistă e în continuare foarte importantă să ne dăm seama și de frumos, că altfel nu putem să-l apreciem. Dacă e totul matematic și un simplu algoritm, cum a zis dumneavoastră, domnule profesor, că noi avem prea multă matematică la școală și mers foarte mult pe zona de realist, până și română. Mie îmi plăcea limba română pentru că era foarte matematic tot, mai ales la partea de gramatică, tot era extrem de matematic. Dar după aceea, tot liceul n-am făcut gramatică. Însă, modul în care percepeam comentariile și ceea ce trebuia să zic, sau metafore sau figuri de stil, era tot matematic. Lucru care, acum, da, ok, poate defect profesional, ăsta a fost avantajul meu după aceea, l-am dus și mai departe. Dar sunt sigur că există foarte mult calm și foarte multă frumusețe într-un mod de a vedea lumea care nu este matematic, care poate să perceapă altfel formele, care poate să perceapă altfel stimuli, care poate să înțeleagă altfel sufletul. Ne apropiem de pauza mare, adică o săptămână până la următoarea întâlnire cu educația, dar nu vreau să închei fără măcar să punctez pentru fiecare dintre noastre câte o întrebare venită de la telespectatori care ne scriu de când a început programul. Pregătim tinerii pentru muncă sau pentru viață? Cu pentru școala. Viață. Pentru ce merg copiii noștri la școală? Pentru ca să devină oameni competenți din punct de vedere profesional, social și pentru ca să-și optimizeze potențialul, să utilizeze cât mai mult din potențialul pe care l-au. Educăm tinerii pentru a fi competitivi sau competenți? Competenți, categoric. Categoric. Ce se va, dacă ați putea alege unde v-ați îndemna copilul să urmeze cursul, în învățământul de stat sau cel privat? De stat. Acestea fiind spuse, deschidem, dacă vreți, cu aceste răspunsuri teme pentru săptămâna viitoare. Deocamdată de aici, la profesor de milioane, s-a sunat, e pauză, cum spuneam, dar duminica viitoare, la ora 19, suntem din nou în casele dumneavoastră, cu aceeași temă.